viața ca doare dragostea. Fără tine nu pot să mă luc cu lumea rea. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Păi nu pot fără tine, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Întoarce-te la mine, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine, da-la-la. Păi nu pot fără tine, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Întoarce-te la mine, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine, da-la-la. Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și astăzi am alături de mine patru persoane speciale. Mă, și cine aveți, doamnă, că nu uite, am să încep cu tine, deși este atipic să încep cu un bărbat, dar am să încep cu Bogdan de la Ploiești. Bună, Bogdan! Facem o excepție, măcar în seara asta specială. Teo Roz, bună, Teo! Alexandra. Bună, mă bucur să fiu cu voi. Bună, te pup și Vlad alături de noi. Sărbători fericite. Mă bucur mult de tot că ați început așa cu cântec. Am vrut să fie diferit, să nu începem doar cu așa, bună ziua, ce faceți? Bănuiesc că toată lumea este acasă, se distrează. Doamnă, scumpă, să știți că sunt și puțin răgușit, că am cântat aseară de Revelion și e puțin, trebuie să mă înțelegeți. Că am cântat așa între noi, în familie. În familie, așa? Da. Am cântat în baie. Da, o să ne cânt și nouă acum. Chiar dacă ești răgușit, nu contează. Nu știu ce să fac, să cânt sau să mănânc. Mai puteți să și mâncați în timpul emisiunii, fiindcă noi avem, uite, o masă așa de bogată și plină de bunătăți. Vreau să le mulțumesc celor de la restaurantul Dada pentru ce ne-au oferit astăzi și în toată perioada aceasta de sărbători. V-am deschis ușa cu masa plină, niciodată, așa că anul ăsta va fi un an bogat pentru toată lumea, va trece perioada asta de pandemie și vor reveni concertele, veți fi acolo unde vă dorește toată lumea, așa, să dea la spectacole. Dălește. Să vă audă Dumnezeu, pentru că ne dorim din suflet să ne reîntoarcem la oamenii noștri, să ne reîntoarcem pe scenă, acolo unde ne stă nouă cel mai bine de fapt. Și de-aia muncim cu atâta drag ca să ne bucurăm și de roadele astea. Și cele mai puternice lucruri pentru noi este să-i vedem pe oamenii noștri că sunt bucuroși, să ne vadă față în față live, nu numai așa pe internet, că ne-am săturat de internetul ăsta, credeți-ne. Da, dar măcar este singura soluție. Sunt foarte mulți oameni dincolo de micul ecran, așa cum îmi place mie să spun de fiecare dată, care se uită la noi, care se uită la voi. Știu, dar noi ne dorim să facem poze cu ei, să-i îmbrățișăm, să ne dorim să fie exact cum era odată, adică sperăm să ajungem la aceleași sentimente, cel puțin. Toți dorim. Deocamdată ne bucurăm aici. Și, clar, e foarte bine că există o soluție chiar și în perioada asta, pentru că e dificil, dar uite că ne descurcăm și pentru noi toată perioada asta, care a fost una grea pentru toată lumea, a fost una mai mult decât frumoasă și în primul rând faptul că ne-am întâlnit și că am început să lucrăm împreună, asta ne-a dat și mai multă forță și putere și uite că oamenii ne plac împreună, de asta suntem și azi aici. Da, este foarte adevărat. Pentru mine, în mod paradoxal, m-a bucurat un pic în perioada asta de pandemie, că s-a dezvoltat foarte mult YouTube, s-a dezvoltat foarte mult partea de emisiune online, partea de concerte online și am putut să le aduc oamenilor în casă o mică bucurie. Și vorbind de bucurie, vreau să vă întreb pe fiecare, ce ați cântat de Revelion? Care a fost melodia cu care ați cântat în baie? Cum ziceai tu, că ai cântat în baie? Și eu am cântat în baie, eu cânt în baie foarte multe melodii. Zi piesa ta pentru Revelion, că ai scos piesa Revelion, special pentru evenimentul ăsta. Normal, am scos cea mai tare piesă care deja se vede pe YouTube că a distrus țara, Băutură și 2-10 se numește. Așa. E și ceva la modă, așa cum stă mie bine să cânt, aia am făcut-o, aia vi-o dau. E o piesă care îndeamnă oamenii la distracție. Da. Distracție multă, să vă distrați, măcar să vă bucurați de partea bună a lucrurilor, pentru că și la noi, cum a spus și Teo, din lucruri rele mai câștigi și lucruri bune. Noi din toată nebunia asta și tot haosul ăsta care a fost, am câștigat o familie foarte frumoasă și sunt foarte bucuros că le-am câștigat pe surorile mele și pe producătorul nostru, pe Boier Bibescu și pe managerul nostru comun. Avem același manager, împărțim același manager și ne bucurăm din suflet că am reușit să facem o familie frumoasă unde ne strângem și compunem
și bine, cântăm și bine și ne distrăm și împreună și ne și iubim și ne și ajutăm. Suntem, păi hai să ne distrăm și astăzi. Suntem și mai mult decât colegi, suntem și o familie și asta contează foarte mult. Contează enorm. Astăzi vreau să ne distrăm. Vreau să fie numai cu muzică, cu veselie și să dăm play la prima melodie. Da? Să știe toată lumea că noi cântăm live aici. Nu. Normal. Nimic altceva, mie tot îmi place live. Da. Hai Bogdane, dă drumul la distracție. O să cânt o piesă care mi-a plăcut mie foarte mult cu Alexandra, se numește Ție ți-aș da stelele. Așa. Și o să o cântăm pentru toți. Și mie mi-a plăcut, să știi. Da, mie mi-a plăcut foarte mult pentru că ești foarte, foarte talentată și știi că eu te iubesc mult de tot și te apreciez din prima secundă în care l-am văzut. Deci cred că canapeaua asta are ceva, deci eu simt să fac declarații oamenilor. Da, da, cred că. Să știi că te iubesc foarte mult, Bogdane. Și eu pe tine, Alexandra. Să știi că aici este o atmosferă caldă și oamenii spun ce gândesc. Nu? Ție, ție, ți-aș da stelele, nu-mi crezi vorbele, și nu știu de ce. Ție, ție, ți-aș da stelele, nu-mi crezi vorbele, și nu știu de ce. Și spune-mi cum e cu ea, cum îți lumea, nu mai pot aștepta, de azi ești a mea, a mea. Mulțumim din suflet și vă iubim pe toți. Ce frumos, ce melodie frumoasă. Încercăm să cântăm câte puțin din toate ca să îi acaparăm și mai mult. Asta e părerea mea, să cântăm așa, câte puțin, să cântăm mai multe și mai puțin cântați din toate. Cântați mai multe, dar poate că de aceea ne-am și văzut astăzi. Să cântăm câte puțin dintr-o piesă, dar oamenii să fie dornici să vă asculte și apoi să pleieze pe melodiile voastre, cele pe care le aveți pe adresele de YouTube. Normal. Da. Păi ce mai încântați? Ce ați venit aici la mine în casă, la Wowbiz? Ce mi-ați cântat? Păi vă cântăm de veselie, vă cântăm... Ce doriți dumneavoastră vă cântăm, doamne? Nu e problemă, noi cântăm live. Eu am orchestra mea, am 10 persoane care le dau să mănânce zilnic la fiecare eveniment care le avem. Deci și dacă, eu vă dau dacă să mâncați, aș avea evenimente în fiecare zi, zilnic aș da de mâncare la încă 10. Nu mănânc numai eu, ca să știe toată lumea. Adică ei... Noi când cerem mai mulți bani pe evenimente sau astea, nu luăm numai noi. Noi împărțim cu toții este pentru că fiecare își face. Cum acum lângă noi este Vlad și ne ajută, fără el nu sună atât de bine, că avem și noi acolo un pian să ne auzim bine. Așa se întâmplă și în orchestră. Și noi suntem obișnuiți să cântăm oamenilor ce își doresc ei. Cântăm pe loc, așa cum putem, și cu greșeli și fără greșeli. Oamenii ne iubesc și trebuie să ne înțeleagă întotdeauna în orice moment și să ne aprecieze sufletul nostru și dăruința noastră. Da, și să și improvizăm. Improvizăm ce vreți dumneavoastră. Uite, o melodie pentru mine. Eu sunt egoistă, încep cu mine de fiecare dată. Hai, fă o dedicație. Hai, fă-mă o dedicație, ce Bogdan. Data trecută, când ai fost aici cu WhatsApp, așa ai zis, că o să-mi faci o dedicație când te întorci în studioul meu. Eu țin dragostea cu Anu, Anu! Și beau vinul cu borcanu, Borcanu! Și rachiu beau cu sticla, nu pare rău de nimica. Păi eu țin dragostea cu Anu, Anu! Au și beau vinul cu borcanu, Borcanu! Și rachiu beau cu sticla, păi nu pare rău de nimica. Vă iubim, doamna Cornelia. Și eu vă iubesc. Și pentru dumneavoastră suntem aici. Mai stăm puțin de vorbă, după care mai luăm o chifteluță, mai luăm o sarma, mai luăm un cotlet. Normal, foarte bine, Bogdan. Simte-te ca acasă. Mă simt ca acasă, oricum n-aveam mâncare acasă, așa că mă simt mai bine ca acasă. Ce am zis noi? Anul ăsta 2021 va fi cu bogăție pentru noi, că avem multe de pus pe masă. Clar, ne-a ții și cu plin. Teo, ce mă... Am avut eu bogăție de pandemie, dar... când nu mai fi. Lasă, repet, pentru unii a fost bună. Bogăția pandemia nu înseamnă nimica, credeți-mă. Bogăția noi suntem. Noi ne facem bogăția. Nu, materială nu mai există la noi. De mult. Voi ați avut un succes foarte mare împreună anul trecut. Ați și avut încă avem, niște piese după ce a trecut senzațional atâta timp de la piesa asta, noi încă avem succes împreună. Și oamenii mai așteaptă ceva de la noi. Și dacă n-am fi împreună, am avea succes. Da, avem împreună, asta e bine. Da, păi, dar v-am invitat mai, și eu. Mai zi o dată, că nu cred că s-a mai ridicat de un pic mai jos. Așa, nu cred că zic. Am zis eu să fiu... Ia, cum ai zis?
Da, avem succes împreună. Și dar de ce te-ai înroșit? A zis, și dacă n-am fi împreună. Și dacă n-am fi împreună am avea succes, da? Separat, da, da. Da. Noroc că suntem împreună, da, nu-i așa? Da. Bine, hai că uite, am dat aici o știre frumoasă. Normal, așa. Bine, da. Și așa, în ianuarie, acum nu... Ce să mai... ziariștii sunt pe fază așa imediat. Păi trebuie să înceapă și ei anul, n-au și ei treabă. Ne trebuie și nouă, nu... Să avem aici informații noi. La mine se întâmplă totul. Totul să confirmeze mâna. Ia uite, Bogdan, ce faci acolo? O mângâi, doamnă, că e frumoasă. Ce melodie s-ar potrivi lui Teo? Lui Teo? Da, din piesele pe care le interpretezi tu. Din piesele mele? Sincer? Sunt foarte sincer, normal. Obsesia, doamnă, că sunt obsedat de ea. Obsesia? Hai! Cântă obsesia! Oriunde mă uit, o văd doar pe ea, fără să vrea, e obsesia. Mea, da, 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 nu mai pot scăpa, o văd peste tot, e obsesia. Tatuaj, tatuaj pe inimă, baby, ești fără să vrei. Ce miraj, ce miraj când mă urmărește imagină ei. Am ajuns să nu știu cum aș vrea de fapt să fiu, doar din vina ta. Nu-i vina cu iubește, iubește, nebunește, e obsesia. Și oriunde mă duc, o văd doar pe ea, fără să vrea, e obsesia mea. Nu mai pot scăpa, e Teoa mea și Alexandra. I love you. Gândăcelul meu. Eu vreau să vă spun că ea este gândăcelul meu și ea este broscuța mea, așa le-a lins. Așa le-a lins tu? Da. De ce? De drag. De drag. Și fetelor, voi cum îl alintați pe Bogdan? Eu îi zic gogoșica mea. Și ea îi spune Bogdan. Da, corect. Eu sunt o fire mai rece, îmi exprim greu sentimentele. Sincer, chiar da. Muzică. Sincer, da? Chiar da. Da, da, da. Păi ea cântă, interpretează tot ceva. Poți să-mi faci o declarație prin muzică? Simie. Dar așa sunt, nu știu. Dar ce frumos cere. Ia. O cere ea la poziția asta. Da. O cere, ia uite. Vrei? O caut. Hai, aș renunța. Chiar de-aș renunța, tot te-aș forța pe inima mea. Poate să fie sute de inimi, niciuna nu-i a ta. Chiar de-aș renunța, tot te-aș purta pe inima mea. Poate să fie sute de inimi, niciuna nu-i a ta. Am încercat să te las degeaba, degeaba, că n-am putut. Uf. Am doar săruturi pe trup, când te-am iubit n-am avut habar că rupă-ți din piept și te duci. După dragostea mea, hai zi-mi cum ai putea să ai pe cineva. Spune-mi, spune-mi, chiar te-aș renunța, tot te-aș purta pe inima mea. Poate să fie sute de inimi, niciuna nu-i a ta. Dacă vă întrebați, doamna Cornelia, de ce am energia asta pozitivă, așa, uitați de ce am, că stau numai cu fetele astea care cânt atât de spectaculos. Cum v-a simțit dumneavoastră să stați în fiecare zi cu Teo Roș și cu Alexandra? Foarte să vă bine. Cânte în continuu, așa, la ureche, atâta frumusețe muzicală. Eu mi-aș dori să... E normal să fii pozitiv când da. Ai asemenea comori lângă tine? Ce să frumos! Nu mai se întâmple, să nu se mai zică lumea că, doamne, ce e așa băiatul ăla pozitiv, în continuu, el n-are supărări, el n-are nimic. Da, sunt, uite, că asta e motivul! Muzică, cu persoane dragi mie și gata, și o pun în favoarea mea. Nu, Vlad? Suntem oameni care cumva ne-am asumat cumva responsabilitatea asta de a transmite în jurul nostru o energie frumoasă. Adică pentru noi nu prea e relevant când suntem supărați să o arătăm. Pentru noi relevant e că atunci când suntem fericiți să transmitem în jurul nostru. De asta nu ne expunem tot timpul atunci când suntem supărați, păi pentru că evident avem și noi probleme cu toții. Noi nici nu putem, Teo, pentru că dacă suntem obișnuiți mereu să ieșim în public și oamenii așteaptă de la noi mereu întotdeauna, pentru că așa este omul, așteaptă cei mai buni, cei mai buni de la noi așteaptă. Și așteaptă în fiecare un secundă, zâmbet, așteaptă un gând. Noi și dacă suntem cei mai supărați, dacă în seara asta avem un concert, noi nu putem să urcăm pe scenă triști.
oamenia s-ar simți, nu știu, că n-ar mai avea nici bucurie în suflet dacă noi am transmite tristețea. Noi mereu, în orice context, trebuie să fim așa... Cu zâmbetul pe buze. Da. Vă înțeleg, fiindcă și eu, dacă aș fi supărată, nu contează. Clar. Trebuie să fiu cu zâmbetul pe buze în fața oamenilor de acasă. Eu, de regulă, oricum sunt un om pozitiv, așa, un om căruia îi place partea asta veselă a vieții. Îmi pare rău că nu mai sunt nunți, dar mai povesteam într-o altă întâlnire cu voi că eu sunt acolo, sufletul petrecerii. Înainte mai dansam și pe mese, dar acum m-am mai oprit, mai... De ce nu trebuie să te simți bine? Despre asta, asta e masa din și casa. Și pentru noi, uite, pentru noi ca artiști, știi că dacă unul dintre invitații evenimentului respectiv se urcă pe masă, înseamnă că e foarte bine ce am făcut acolo, exact. Adică e o confirmare. Adică atunci când o să înceapă evenimentele, să știți că ne așteptăm din partea voastră să vă urcați pe mese și să vă distrați cum nu v-ați distrat niciodată, pentru că ne e dor și nouă și suntem convinși că și vouă. Ne dorim asta, da. De ce melodie ți-este dor să o, ce melodie ți-este dor să o cânti în fața oamenilor? Poate așa la evenimentele la care te duceai tu, Bogdan, înainte de pandemie. Era o piesă pe care oamenii ți-o cereau mereu. Sincer, în perioada asta de pandemie, eu am scos niște hituri foarte, foarte mari, poate mai mari decât înainte, ce e drept. Poate și din cauza oamenilor, că au stat mai mult acasă, poate asta a fost rețeta succesului meu. Spune că e și partea bună a lucrurilor, da, aici. Eu sunt bine de foarte mulți ani, dar știți, în viață mereu e loc de mai bine. Și consider că acum am mai călcat o treaptă. Deci cu anul ăsta eu nu am dat o treaptă înapoi, deși așa era normal, pentru că mulți au ne afectează ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, ne afectează, dar eu am aruncat o treaptă și sunt foarte bucuros și sunt dornic, sincer, să cânt melodiile care vi le-am cântat până acum, pentru că astea sunt cele mai noi, cu astea mă mândresc, astea sunt cele mai vizionate și astea au făcut furor în mediul online. Înainte eu cântam la nunți, la botezuri și cântam absolut orice, eu am repertoriu enorm de mare, nici eu nu pot să-mi dau seama câte melodii pot să știu, fără să vreau, nici măcar nu-mi dau seama cum le învăț. Hai, poate nu știu două strofe și un refren, dar o strofă și un refren știu din majoritatea pieselor. Dacă pentru ai că... improvizat ceva acum pe loc, era o petrecere. Dacă aș improviza pentru ceva, aș improviza așa. Pentru fanii mei care pentru fanii sunt... Pentru fanii tăi și pentru oamenii de acasă. Da, aș improviza pentru fanii mei, nu știu, de re minor, mi minor. Păi nu-i vorba de că nu-i, păi nu-i vorba de dușmani. Aici e vorba de fani. Și vreau să înțelegeți bine. Că vă iubesc întreaga lume. Niciodată în viața mea eu nu o să uit lumea mea, lumea mea. Of, of, cu voi eu am crescut și mă bucur atât de mult. Și inima mea plânge câteodată, dar nu pot să arăt pe față ce simt eu câteodată. Cum să fac așa ceva, că s-ar bucura lumea, s-ar bucura lumea să mă vadă trist, da. Eu vă iubesc cu adevărat și toate poftele eu vă fac. Scot numai melodii frumoase să vă ajungă în oase, să vă ajungă în oase. I love you. La sentiment, așa ce am simțit. Mă, ai făcut 4 strofe. Uite, da. Despre asta e vorba și de asta noi îl iubim așa mult pe Bogdan, fiindcă a venit printre noi cu un suflu nou, fiindcă noi nu am luat contact cu lumea asta, oamenilor care sunt obișnuiți să improvizeze și să-și exprime sentimentele acolo pe loc. Da. Și el e genul de om care atunci când simte o spune atunci în momentul ăla, ceea ce e de apreciat normal, dar pe lângă asta pe noi la studio, pe noi ne inspiră.
să facem lucruri. Vine cu o idee de piesă, de text. Lucrează cu noi la absolut orice, de linii melodice nu mai vorbim deja, că ne dă niște idei extraordinare. Dar e chestia asta, pasiunea cu care cântă și pasiunea cu care el trăiește. Și chestia asta ne inspiră pe noi. Și de asta lui ies lucrurile atât de bine și oamenii îl plac atât de mult. Da, are o emoție pe care o transmite. N-am făcut nicio mică repetiție cu Vlad, poate să vă confirme. Și noi cântăm ceea ce simțim. Înțelegeți? Acum am cântat exact ceea ce am simțit și de-aia nu s-au legat cuvintele. Ați văzut că sunt niște chestii, niște cânti, ceea ce simți. Pur și simplu, când pe loc, nu are cum să se, leagă la, să se lege la fix, doar dacă ai scris pe o foaie. Dacă n-ai scris pe o foaie, e puțin mai greu. Și am cântat din tot sufletul meu și am cântat strict pentru fanii mei, care știu că mă iubesc foarte mult și mi-au dat foarte multă putere. Și e normal să fac și eu ceva, să simtă cu adevărat iubirea mea față de ei. Despre asta e vorba. E adevărat. Oamenii te iubesc, oamenii vă iubesc pe toți. Pe voi, cei care transmiteți ceva frumos dincolo de ecrane. Și în special la concerte. Dar până la concerte suntem aici să facem un concert wow. Vreau să o pup și eu pe mama mea și pe tatăl meu, cei mai tari părinți. Voi îi salut din suflet și pe sora mea la fel. Vă pupăm. Pentru că n-am petrecut și eu sărbătorile alături de ei și na, am fost plecat puțin prin Dubai, că na, așa a fost soarta și vreau să-i salut acum că de-abia m-am întors. Dar ce soartă! Abia ce m-am întors din Dubai și... Păi că pare rău de tine. Să-l salut și pe vărul meu, pe Franco și toată familia. Foarte frumos. Voi pe cine salutați, fetele? Normal, ne salutăm și noi familiile și îi pupăm și prietenii care ne urmăresc tot timpul pe oriunde a merge. Și foarte importantă susținerea oamenilor apropiați, pentru că clar părerile sincere în primul rând vin din partea lor. Atunci când o iei pe arătură, ei sunt cei care te trag și te repun cu picioarele pe pământ, evident. Și pe lângă asta, normal că îi pupăm și îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc. Știm că sunt mulți oameni care ne iubesc și care ne sunt alături și care au trăit alături de noi toate etapele astea. Și fără ei ar fi fost greu, sincer, fiindcă e altceva când ai o vorbă bună acolo, undeva pe YouTube, citești un comentariu și spune cineva: bă, ce frumos cânti, ești un om special, fii tare, că nu e nicio problemă. Eu am depășit probleme grave pentru mine cu ajutorul oamenilor de pe internet și vreau să le mulțumesc mult pentru asta. Ce frumos, foarte frumos. Într-adevăr, de fiecare dată când te uiți la un live pe care îl faci și vezi oamenii că ți-ți scriu niște rânduri foarte frumoase, te încarcă și pe tine cu o energie pozitivă. Eu nici aici, la mine în emisiune, nu sunt de acord să citesc mesajele negative. Știu că poate trebuie să țin cont de părerea tuturor, dar eu nu vreau, domne, eu vreau să fiu pe un vibe pozitiv și prefer ca totul să fie așa, la via în roz pentru mine. Așa îmi place mie și întotdeauna invit aici și oamenii care plac mie. Vă vine să credeți că cei care mă înjură câteodată fac poze cu mine la evenimente? Normal, adică întotdeauna. Adică e ceva ciudat rău de tot. Oamenii și schimbă părerea, da. Își schimbă părerea, depinde, trebuie să vii mereu cu ceva wow, până îi câștigi până la urmă. Dacă unul nu te place, la un moment dat o să faci ceva, poate o să fac o colaborare cu cineva care poate el îl iubește atât de mult și când o să mă vadă lângă omul ăla care lui îi place atât de mult, o să mă iubească și pe mine, că zice, dacă eu o iubesc pe Teoros și a cântat Bogdan cu Teoros, îl iubește și pe Bogdan, că altfel Teoros nu avea cum să cânte cu Bogdan dacă nu-l iubea. Deci înseamnă că Teoros îl iubește pe Bogdan. Înțelegeți? Mai face ce face și tot acolo să ajunge, jur! Înțelegeți? Faci ce fac și tot, e prea tot la Teo ajunge, da? Mulțumesc! Ce măci? Da, nu, câteodată unui om de acasă care te contestă, trebuie să-i răspunzi într-un anumit fel încât el să se rușineze pentru ceea ce a spus despre tine și să te iubească, să înceapă să te... Și mai am ceva de spus, doamna Cornelia, odată cu începerea anului am scos și eu un brand. Așa. De haine, al meu. Foarte bine. Deci e vorba despre mine, nu este vorba, deci nu facem reclamă la străini, facem reclamă nouă, da? Da. Deci am scos niște haine și vreau pe această cale să le împărtășesc tuturor oamenilor mei care mă iubesc. Am făcut pentru toate gusturile și pentru copii și pentru fete și pentru băieți și vreau să aruncați un ochi, probabil o să vă las atunci site-ul în descriere. Dar spune-ne, nu pot să-l spun acum. Că pe Instagram. O să-l găsiți la mine pe Instagram, o să găsiți pe pagina mea, pe Facebook, peste tot. Am făcut niște tricouri foarte frumoase, niște hanorace, care se leagă și de muzica mea, care se leagă și de nebunia mea, se leagă de tot. Și mie îmi plac foarte, foarte, foarte mult. E ceva ce nu s-a mai făcut până acum, adică ca mine, adică e logic, n-avea așa, cum altfel. Un artist. Da.
Da. Perfect. Și o să vă dau perfect. Și dumneavoastră, o să vă dau un tricou sau ce vreți dumneavoastră după site să vă alegeți, că o să vă placă 100%. Și promit că o să și port. Da, și vreau să faceți o emisiune în tricou meu, vă rog din suflet. Sau cu cea mai mare plăcere. Da, vă rog din suflet și atunci o să vin și o să cânt cu formația, o să-mi iau chitară, o să-l iau și pe Vlad, o să iau toată familia, o să iau și pe mama, dacă e nevoie, cântă așa. Și mama, ca să da, știți. Da, păi eu vă aștept aici. Eu vă aștept da. Aici, dar nu mai în ținutele tale, trebuie să fim toți îmbrăcați. Mă dă seama că o să mă îmbrac, o lună de zile mă îmbrac numai în ale mele, dacă mi-ajută Dumnezeu. Mi se pare normal. Și să știi că au mai venit niște prieteni de-ai mei de la OI, de la Puterea Dragostei, au venit aici și au deschis tot așa un brand de haine și pe loc mi-au dat un tricou și da, l-am îmbrăcat chiar dacă eram eu elegant. Mai funcționează, mai are puterea dragostei. Funcționează întotdeauna. Deci mai e cu dragostea. Vrei să te duci la puterea dragostei? Nu, doamnă, nu, că nu am ce să păi, fac acum. Păi, ai atâtea fete frumoase lângă tine. Să supără Teo pe mine. Dacă se supără Teo pe tine. Așa, așa. Da, să mai întâi să văd ce zici. Exact. Am să accept cu mare drag să port haine de la tine. Sunt sigură că o să-mi vină foarte bine. Eu nu sunt de regulă chiar așa încoțăpenită, dar este în perioada asta sărbătorilor de iarnă. Apropo de am folosit acest termen, fiindcă Teo Roz a fost la Bravo I Steel și Moris de fiecare dată spunea lucrul acesta. Unde te duci tu, feiță îmbrăcat așa? Unde ai plecat tu, feiță îmbrăcat așa? Dar e o perioadă mai festivă anului. Mulțumesc și eu, Soniei Trifan, pentru ținuta de astăzi și nu numai de astăzi. De fiecare dată i-am oferă toate ținutele de la emisiuni și îi spun că îi mulțumesc foarte mult întotdeauna când are grijă de mine. Îi mulțumesc și Marinei. V-a spus Teo de următoarea noastră colaborare, partea a doua? Nu mi-a spus și vreau să și cântați. N-avem cum să o cântăm. N-avem cum să o cântăm deloc. N-avem cum, că dacă vedeți ce s-a pregătit acolo. Ia spune tu, Teo. E cu de toate, foarte e, mare. Cum oamenii, e masa asta. E. Oamenii nu se așteaptă cumva. Noi în toată perioada asta în care n-am mai scos piese împreună, dar noi am tot lucrat împreună la studio. Spune că e vorba de un videoclip și de o melodie care nu se poate așa ceva. Nu se mai vorbăre. Păi stai mai întâi. Se face pe e taifunul. Se face pe problema a fost așa, noi ne-am tot postat împreună pe rețelele de socializare, asta pentru că am și petrecut foarte mult timp împreună și oamenii cumva ne-au asociat și ne-au combinat într-un fel pe internet. Combinat bine, cum ar veni, adică... Adevărat, sau cum? Da. Și ne-am gândit să facem ceva, ne-am gândit la o idee care să transmită foarte mult. Răspunsul, să le dăm răspunsul. La prima piesă, evident. O să fie extraordinar de frumos. Și da, le dăm și lor răspunsul. Le dăm răspunsul la ce așteaptă, la toate întrebările astea. Sunt prea multe întrebate legate de Bogdan de la Ploiești și Teo Roz. Și ne-am decis să dăm un răspuns atât de mare printr-o melodie. Da. Trebuie să lăsăm cancan, nu? Trebuie să lăsăm... O să fie nevoie de mai multe melodii. Normal, normal. Nu poate să fie nimeni apt să-și dea seama care ar fi răspunsul acum, pentru că nici noi nu știm care e răspunsul. Alexandra, tot ce spui? Eu? O să vă dați seama de răspuns din piesa asta. Da. Poate ea știe puțin răspunsul. Eu știu un pic răspunsul. Am lăsat de interpretat aici în da, interviu normal. Asta, dar... Eu n-am vrut să ajung aici, dar dacă s-a ajuns, interpretabil, vă dați seama că... Aveți noi niște știri foarte bune. Orice interpretabil, orice este interpretabil, înseamnă că are puțină sare acolo, nu? Și piper, da. Exact. Mai ne cântați ceva? Vă cântă Teo și Alexandra, că am cântat în continuu. Noi două. Hai să cântăm piesa lui cu Băr, vrei? Da. Dăm varianta facem voastră? Da. Varianta noastră, varianta da. Varianta noastră. Am făcut fetele o variantă la Băr, m-au dat pe spate, vă jur. Ia să vede. Ia auzi. Băr, mama mea o pun să stea, să-i dau așa, păi cum așa? Păi uite, uite așa, merită nebuna să stai cu ea toată luna, să n-o șel cu niciuna, că dai amor de ea. Băr, mama mea o pun să stea, să-i dau așa, păi cum așa? Păi uite, uite așa, merită nebuna să stai cu ea toată luna, să n-o șel cu niciuna, că dai amor de ea. Asta a fost un fel de e băr, varianta de Crăciun. Exact. Da. Vezi, măi, Bogdan, îți place cum sună? Da. În varianta fetelor? Păi ele întotdeauna mă impresionează pe mine. Da? Da. Cu ce te impresionează în afară de muzică? Hai, gândește-te bine. Alexandra mă impresionează pentru că ea este făcută dintr-un robot.
Înțelegeți? Ea nu este făcută cum suntem noi făcuți oamenii. Ea este concepută dintr-un robot și la studio acolo noi mai avem câteva voci. Deci ca să înțelegeți dumneavoastră trebuie să vă arătăm, dacă vreți vă explicăm și pe înțelesul dumneavoastră. Ea poate să facă terțe, poate să facă cuvinte, poate să facă mai multe voci. Este perfectă din punct de vedere muzical. Ea se joacă pe vocea respectivă până când o armonizează perfect. Da, păi păi nu pot fără tine, ne. Ați înțeles? Ce am înțeles, da, ați o face, un pic. O face să audă mult altfel. Mai frumos. Noi avem un grup și Bogdan m-a întrebat odată dacă pot să-i fac terță la pasta de dinți. Da, da, păi e prea de tot, doamnă, credeți-mă. Adică ea poate să facă terță și la da? Chifteaua asta, credeți-mă. Nu, este perfect. Adică e da. Ceva rău, da. Și de-aia v-am spus, cred că este făcută dintr-un robot, pentru că nu este problema, că și noi putem să facem terțele astea, dar ne-ar trebui foarte, foarte mult timp, enorm de mult timp, credeți-mă, deci nu glumesc, întrebați-o și pe Teo, să vă confirme. Cât timp ne-ar trebui să facem terțele alea, adică, sau vocile alea ei, foarte mult timp, nu? Da, da. Deci ea s-a născut cu așa ceva, acolo, este, acolo depășește puțin muzica, dar are un auz absolut și mă mândresc cu ea și mi-am propus din suflet să, așa, din puținul meu cât am și eu, să o ajut din tot sufletul meu și e singura, adică e singura familie, nu ea personal, care fac lucruri din tot sufletul meu și din toată inima mea și unde o să fiu eu, vreau să fim cu toții, sau unde să fie Teo, sau unde să fie Alexandra, vreau să fim cu toții. Adică nu vreau să existe diferențe. Oamenii oricum vor face întotdeauna diferențe, dar eu personal îmi doresc să fim cu toții bine, pentru că știu ce merită fiecare în parte. Producătorul nostru la fel, Boier, ne mândrim cu el, ce spune, îl pupăm și îl iubim. Haide, Vlad a muncit foarte mult și vreau să avem grijă de el. Da, păi de ce? Să le mulțumim celor de la restaurantul Dada pentru toată mâncarea noastră de pe masă, dar vreau să-i ofer tu, eu nu ajung până la Vlad, vreau să-l ajung. Ce vrea el? Eu nu ajung. Ia, dăm și mie. Vă dau o măslină, dacă o vreți. Măslină, mulțumesc, așa, în semn de pace. O măslină, o atenție. Când veneau grecii și am luat și una. Ei pe vremuri și voiau să se împace, da. Totul bun. Cu ramura de măslin. Mă bucur foarte tare că ați venit astăzi aici. Îmi pare rău că nu pot să vă țin foarte, foarte mult, fiindcă voi aveți concerte și în studio. Asta e, în fața oamenilor. Exact. Viața noastră e un concert. Corect. Dar vreau să închem această emisiune cu melodia voastră cea mai frumoasă, cântată așa... pentru oamenii de acasă. Da. Și vă mulțumesc din tot sufletul că ați venit și vă mai aștept cu mare drag pe la noi. Oricând ne veți invita, vom fi prezenți la dumneavoastră din toată inima, pentru că ne simțim ca acasă, lăsând gluma la o parte, eu sunt mai carismatic așa, dar ne simțim ca acasă, sunteți o persoană foarte primitoare, mereu ne-ați ajutat, mereu ne-ați fost alături să ne promovați. Dacă n-ați fi dumneavoastră și cei care lucrează în branșă, noi ce am face până la urmă? Trebuie să ne ajutăm unii pe alții, dar dumneavoastră sunteți și o persoană caldă care ne primiți de fiecare dată frumos și vom veni de fiecare dată cu drag. Vă aștept cu mare drag la mine, vă urez un an foarte frumos în 2021 și hai să încheiem așa cum știți voi cel mai bine. Când auzi, mamă! Fără tine am învățat că toare dragostea, fără tine nu pot să mă rog cu lumea, nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Băi, nu pot fără tine, ne, întoarce-te la mine, ne, nu pot fără tine, întoarce-te la mine, da. Păi nu pot fără tine, ne, întoarce-te la mine, ne, nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Ai zis că vii, dar nu ai mai venit. Ai zis că mă iubești, dar fata m-ai mințit. Fiecare promis, fiecare cuvânt au fost doar vorbe în vânt. Ai zis că vii, dar nu ai mai venit. Ai zis că mă iubești, dar fata m-ai mințit. Am plâns nopți întregi, aproape un an, dar o să regreți, îți spune Bogdan. Păi nu pot fără tine, ne, întoarce-te la mine, ne, nu pot fără tine, întoarce-te la mine, da. Păi
nu pe fără tine, ne 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 ne. Întoarce-te la mine, ne 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 ne. Nu pe fără tine. Întoarce-te la mine, da la 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 la.